Comuna Oșorhei din județul Bihor a redevenit în weekend gazda concursului internațional de atelaje. Timp de 3 zile, concurenți din 7 țări cu 41 de atelaje s-au întrecut în probe de maraton, dresaj și conuri. În competiție au fost înscriși aproape 200 de cai, reprezentând o premieră în România. Tot în premieră, anul acesta a fost organizat concursul cu ponei pentru copii. Este a treia ediție internațională și a șasea națională. Participă toată spuma atelajiștilor din lume. Deci sunt cei mai buni competitori din lume, sunt aici la Oșorhei. Concursul internațional de atelaje de la Oșorhei reprezintă pentru cei care apreciază acest sport elegant ocazia unică de a vedea în același loc unii dintre cei mai valoroși cai din Europa, cele mai luxoase atelaje și cei mai titrați driver din lume. Avem o participare extrem de numeroasă, aproape 200 de cai, ceea ce pentru o competiție internațională deja înseamnă o competiție mare. Concursul internațional de atelaje de la Oșorhei, cea mai importantă competiție de acest tip din România, fiind clasificat de Federația Internațională Ecvestră drept concurs de 3 stele, s-a încheiat cu festivitatea de acordare a premiilor și cu parada atelajelor. Ca o concluzie a evenimentului sportiv, participanții au declarat că se consideră cu toții câștigători grație nivelului de excelență la care a ajuns competiția. Evenimentul a fost organizat de Primăria Oșorhei, Agenția Națională pentru Sport și Federația Ecvestră Română, în parteneriat cu Primăria Municipiului Oradea.